poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Astăzi avem 1600 de euro pentru Radu din Slatina. Bună dimineața! Salut, Radu! Salut, salut! Uite, avem o discuție aici în studio noi despre că au apărut cartofii noi și sunt, se cer și câte 25 de lei pentru un kilogram pe la noi prin piețe. La voi, la Slatina, au apărut cartofii noi? Din ce am văzut eu, nu. Dar cred că au apărut, dar nu sunt, nu merg foarte des în piață. Cartoful nou e noua cireașă. Cartofii. În București. Corect. Suiși nebun. Așa e. Cartofii. N-am fost în obor să verific. De obicei la noi era vreo 10 lei kilogramul. Cred că în 3 ani, mă rog. Perioada asta de poate când ies pentru prima dată pe piață sunt mai scumpe. Da. Ce faci, Radu? Cu ce te ocupi? Unde te găsim? La serviciu. Completează oracolul. Cum? Se completează auzit. Ca în oracol când erai copil. Da. Filmele, activitățile în aer liber. Uși, mai zine despre tine. Filmele, sportul, istoria. Oh. Am astea, sunt filmele, sportul hobby-uri. Și istoria, ca să știu să nu te întreb din domeniile astea. Okay. Cu ce te ocupi, Radu? În sistemul bancar. Să trăiți. Și sunteți în sistemul bancar la serviciu de acasă sau la prăvălie? Nu, tip nu serviciu? La prăvălie. Da, la întreprindere. Cu colegi, cu... Nu, singur. Am înțeles. Bine, Radu. Păi atunci ce să zic? Mult succes! Doamne, să mulțumesc! 200 de euro. Ai zis și istorie printre domeniile tale de interes, nu? Da. Prima întrebare... Oarecum din istorie. Oarecum. O să vezi. E simplă. Te concentrezi, Radu, și ne spui pentru 200 de euro care este denumirea veche latină a orașului Constanța. A jucat-o pe asta, nu cred că nu știu ce am. Era să pățești un lapsus. Nu, e adevărat, a jucat-o. Zim că n-ai jucat-o, Radu. Nu, am avut un mic lapsus. Asta un mic lapsus. Te-a prins surprindere. Un mic lapsus ne costă 200 de euro, Radu. Da, așa este. Felicitări, ai 200 de euro. Primii 200 de euro dimineața asta. Mulțumesc. Cu plăcere. Am trebuit să te gândești dacă mai pui 200 sau... Pune. Da, mergem mai departe. Omul lucrează în domeniul bancar. Da, știe valoarea banului. Ia să vedem. 400 de euro. Și ca să vezi ce norocos ești, Radule, pe lângă faptul că ai intrat în direct și participi la concursul ăsta, ceea ce e un mare noroc la cât de multe înscrieri sunt. Da. Ai spus că ești pasionat de film și a doua întrebare, ce crezi? Din film. E din domeniu. Din domeniu. Așadar, pentru 400 de euro, Radu, cine este actorul principal al seriei de filme Matrix? Keanu Reeves. Da, e și fan. Aici n-am mai avut lapsus. Nu, fanul seriei nu sunt, dar îmi plac filmele. Da, trebuie să recunoști că primul Matrix a fost bun. Da, l-am văzut așa, mai mult pe bucăți. Nu sunt mare fan de filme SF, dar... Și eu la fel, Radu. Eu l-am văzut direct pe al mie îmi plac SF-urile, dar cu Matrix-ul nu m-am împăcat, nu știu de ce. Da, nici eu nu. Toată lumea, domne, extraordinar, Matrix. Și mie îmi plac filmele, repet, SF-urile, dar asta nu... Altfel... Mi-a intrat. 400 de euro bravo, pentru bravo. Radu. Mulțumesc. Cu plăcere. Opțiuni simple. Te retragi, pleci cu banii, te bucuri de ei, 400 de euro. Sau mergi mai departe către 800. Mergem mai departe. 800 de euro. Ei, Radule, să vedem dacă o știi pasta. Întrebare de la fanul Dănuț din Galați pentru 800 de euro. Radu, ce substanță chimică concentrată se numește popular vitriol? Da, nu scapă. Al doilea lapsus. Pe primul l-ai depășit. Îți dau cu vitrion. Ai, bre, că era simplu.
Nu știi, da, Radu, nu? Nu. Îți scapă. Mița Baston. Da, vitriol. Banii rămân la noi, să știi. Da. Îmi pare rău, Radu. Vitriol era. Vitriol. Acid sulfuric. Acid sulfuric. Așa rău. Pare rău. Da. Și anumiți sulfați mai sunt numiți la țară vitriol, adică și dacă spuneai așa generic sulfat, vedeam noi, poate ne înțelegeam, dar acid sulfuric era răspunsul corect la această întrebare. Da. 2400 de euro pentru mâine dimineața. Și nouă, Radu, că ai fost foarte bun. Felicitări. Numai bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.